Da, bună dimineața tuturor, doamnă consilier prezidențial, domnule președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, stimați colegi. În primul rând vreau să mulțumesc Trustului de Presă Decenius pentru organizarea acestei dezbateri oarecum neobișnuite, nu pentru că ea nu face obiectul multora dintre conferințele noastre profesionale, ci pentru că, de fapt, prea puține ori ea a fost abordată de un trust de presă, cu toate că ea reprezintă, așa cum ați văzut din cele câteva informații pe care le-a dat domnul profesor Sara Foleanu, o problemă de sănătate publică în evoluție. Nu am rezolvat problema, iar pericolul pentru următorii 20-30 de ani este tot mai mare, pentru că ne va aduce în epoca preantibiotică. Ce înseamnă asta? Înseamnă că infecțiile banale, pe care acum cu bacterii, repet, pe care le tratăm cu ușurință, făcând un tratament de 5 zile, de exemplu, cu un antibiotic banal, s-ar putea să devină infecții amenințătoare de viață pentru care nu avem tratament. De ce se întâmplă lucrul ăsta, în primul rând? Bacteriile sunt, acum, mă scuzați, vorbesc mai puțin din calitatea mea de ministru al sănătății, cât mai degrabă din cea de microbiolog. Bacteriile sunt mult mai în vârstă și mult mai experimentate decât noi. Există de vreun miliard de ani bacterii pe Terra și antibioticele le folosim în ultimii 80 de ani. Deci, era antibioticelor în viața bacteriilor reprezintă o milisecundă, iar capacitatea lor de a se adapta la această amenințare, că pentru ele reprezintă o amenințare, este extraordinar de mare. Și au făcut-o. Asta este realitatea. Deci e clar că nu avem decât două soluții să menținem lucrurile astea sub control. În primul rând, să prescriem antibiotice doar atunci când este necesar și să le și luăm atunci când este necesar și să le luăm într-un mod corect, adică antibioticul potrivit pentru infecția potrivită, în doza potrivită și cu durata de tratament potrivită. Astea sunt soluțiile. În plus, mai este o problemă pe care domnul profesor nu a menționat-o, dar pe care nu pot să nu o menționez, jumătate din consumul de antibiotice la nivel global este în sectorul veterinar. Nu este în medicina umană. De ce? S-a observat că introducerea antibioticelor în hrana animalelor, păsărilor, peștilor de acvacultură, duce la o creștere mai rapidă a acestora. Fără probleme. Și atunci se dau ca factori de creștere. În multe țări încă se practică lucrul ăsta, în zona, în Asia mai ales, iar consumul unor astfel de produse în care au fost introduse antibiotice generează rezistență la antibiotice. Deci avem aceste două... Nu, rezistența la antibiotice e la bacterie, nu e la om. Deci e la bacterie. Dar bacteria respectivă poate să producă și infecții la om. Pentru că există o această, adică habitatul unei bacterii poate să fie animal sau uman, nu trebuie să fie neapărat uman. Există bacterii care sunt habitatul strict uman. Deci asta e problema. Mai mult, se poluează mediul și există în momentul de față și o să facem și noi lucrul ăsta în curând, trebuie să monitorizăm bacteriile care există în mediu, în ape reziduale, de exemplu, și profilul lor de rezistență. Și o să vedem că în apele reziduale sunt tot mai multe bacterii, tot mai rezistente. E un indicator că ele sunt eliminate în mediu, din cele două surse despre care am discutat, și poluează mediul. Și generează și transmit rezistență tot mai mult. Asta este situația. Atunci, ce putem noi să facem? Este un concept care se numește One Health. Noi, dacă vă aduceți aminte, cumva în 2019, când am avut președinția Consiliului Uniunii Europene, am organizat o conferință ministerială, a fost de fapt prima conferință ministerială în domeniul sănătate organizată, care a avut exact această temă, pentru că este o preocupare nu numai la nivelul României, este o preocupare globală. Ce putem să facem? Noi cred că am făcut pași concreți, extrem de articulați și aș vrea să mulțumesc echipei de proiect condusă de domnul profesor Sorina Ramă de la Institutul Național de Boli Infecțioase Matei Balș, colegilor de la Institutul Național de Sănătate Publică și, nu în ultimul rând, Institutului Național de Sănătate Publică din Norvegia,
care au derulat un proiect prin care s-a elaborat strategia națională, programul național de acțiune, ghidurile de bună practică în domeniul microbiologiei, epidemiologiei și prescrierii de antibiotice și s-a făcut o campanie de informare care va fi continuată și replicată. Pentru că aveam nevoie de un astfel de proiect, l-am pilotat în 6 spitale din București și din țară, îl extinde la nivel național. La Ministerul Sănătății am introdus, prin ordin de ministru, posibilitatea și nevoia, nu numai posibilitatea, de a organiza compartimente și laboratoare de microbiologie în spitalele clinice din România, pentru că nu poți să faci monitorizarea acestor bacterii și controlul infecțiilor nozocomiale decât dacă ai unde să le diagnostichezi, training pentru personal care supraveghează infecțiile și trainingul pentru personalul care face prescripție de antibiotic, fie că discutăm de infecționiști, se numește antibiotic stewardship acest principiu, fie că discutăm despre alte categorii de clinicieni. În plus, ceea ce spunea atât domnul profesor Sarafoleanu, cât și domnul doctor Valvârcu, este perfect adevărat, informarea și educarea populației ca să nu ia antibiotice în situații în care nu există decât certitudinea unei infecții virale, care se tratează cu medicație simptomatică sau antivirală, dar în doar foarte puține cazuri, de exemplu în gripă sau într-o infecție complicată cu noul coronavirus. În rest, nu se face tratament antibiotic cu siguranță în aceste tipuri de infecții. Educarea profesioniștilor, și mă bucur că sunt aici colegii de la Medicină de Familie, care au făcut foarte multe activități în ultimii ani în acest sens și Colegiul Medicilor din București, care a avut și conferințe care au acoperit această temă, le mulțumesc pentru ceea ce fac. Trebuie să înțelegem că educarea profesioniștilor trebuie să fie dublată de educarea publicului și, nu în ultimul rând, de educarea celor care eliberează antibiotice în farmacii. Sigur că antibioticele se eliberează pe bază de prescripție. Există, să spunem, o mică portiță, poți să eliberezi fără prescripție pentru 48 de ore antibiotic într-o situație de urgență, nu are cine să-ți dea prescripția, sunt astfel de situații și încercăm acum, chiar ieri am discutat cu cei de la Direcția Farmaceutică, să găsim o soluție încât nu să excludem această posibilitate, dar să eliminăm posibilitatea ca ea să fie repetată, pentru că dacă merge cineva la 10 farmacii și ia pentru 48 de ore antibiotic, o să aibă un tratament pentru 10 zile. Și să excludem această posibilitate sau să o facem oricum mult mai dificil. Astea sunt doar câteva lucruri pe care le facem. Am lucrat foarte mult la aceste ghiduri de bună practică cu colegi din cele 3 specialități, microbiologie, epidemiologie și boli infecțioase. Ele sunt disponibile pe site-ul Ministerului, pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică și m-aș bucura dacă ar fi accesate cât mai mult, pentru că oferă o informație care este foarte utilă profesional și care poate să aducă încet încet lucrurile sub control. Oricum, ca și concluzie generală, țările unde se consumă puține antibiotice, uitați-vă pe harta ECDC, Nordul Europei, au nivele de rezistență extrem de scăzute. Cele din sud, unde tradițional se consumă, și nu mă refer doar la România, Bulgaria, Grecia, Cipru, Italia, au nivele foarte ridicate de rezistență, iar ceea ce va arăta domnul profesor Sarafoleanu, acela e pattern-uri de rezistență, profiluri de rezistență la pseudomonas, de exemplu, sau la pneumococ, să știți că nu se referă la infecțiile uzuale, se referă la infecțiile invazive. Deci infecțiile amenințătoare de viață, care sunt produse de bacterii la care rezistența este extrem de ridicată și se ajunge la situația pan-rezistenței, adică a bacteriilor care nu pot fi distruse sau nu, tratamentul antibiotic nu are niciun fel de relevanță și atunci când se adresează și unor pacienți care au și alte afecțiuni, vă dați seama că lucrurile apar mult mai înfricoșătoare. Mulțumesc și cer scuze dacă cumva am monopolizat prea mult discuția. Mulțumesc. Nu, domnul ministru, nu trebuie să vă cer scuze, sunt lucruri interesante și importante. Această eliberare pentru 48 de ore, dacă va fi monitorizată, nu o să poată să ia din 5 farmacii pentru 10 zile, dar induce un risc.
va lua pentru două zile, dacă el are o simplă viroză, a luat antibioticele degeaba, între timp îi trece viroza, nu continuă, nu se mai duce la doctor și abia că două zile... Știți care este problema? Eu prefer să fim realiști și să reducem riscurile cât mai mult posibil. Niciodată în viață nu mi-am propus să eliminăm toate riscurile, pentru că lucrul ăsta nu este posibil. Prefer să ajungem la o situație de echilibru, pentru că există și reversul medaliei, dacă vreți, în care încercând să facem mai bine o să greșim și o să putem să deschidem alte portițe pentru procurarea și utilizarea de antibiotice. Sigur că ceea ce spuneți dumneavoastră e adevărat într-o anumită măsură, dar accesul la servicii medicale, după cum știți, inclusiv în perioadele de weekend, este limitat, se referă doar la unitățile de primiri urgențe. Sunt și câteva centre de permanență, dar nu sunt totdeauna accesibile. Când o să putem să oferim întregul pachet de servicii medicale și accesul la servicii medicale permanent, atunci sigur că această prevedere ar putea să fie anulată. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule ministru!